Mănăstirea Argeșeană Slănic și-a sărbătorit astăzi hramul principal, nașterea Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acest prilej de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, la Aghia Smatarul din incinta mănăstirii. Credincioși din tot județul Argeș au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic la mănăstirea Slănic. Ierarhul a mulțumit credincioșilor veniți pe taborul Argeșului, așa cum este numită această mănăstire, îndemnându-i să se roage Maicii Domnului. În univers nu există ceva mai frumos și mai temeinic decât această imagine a Maicii Domnului cu pruncul Iisus în brațe. Avem icoane celebre cu Maica Domnului, care mai de care mai frumoase, care mai de care mai folositoare în casele noastre, în bisericile noastre și mai ales atunci când noi ne adresăm Maicii Domnului așa în durerile și în neputințele noastre și în disperările noastre. Să vă puneți nădejdea în Dumnezeu și Maica Domnului. Și să-i spuneți Maicii Domnului of și să-i cereți rezolvarea. Și Maica Domnului nu o să întârzie niciodată. Nădejdea în Dumnezeu și în Maica Domnului care nu ne va părăsi niciodată. Mănăstirea Slănic este numită taborul Argeșului datorită celor trei altare ridicate aici, Biserica Mare din zid cu hramul nașterea Maicii Domnului și cele două paraclise închinate schimbării la fața Domnului și Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.